Da, și bine v-am găsit. Sunt George Simion, președintele Platformei Uniuniste Acțiunea 2012, membra Alianței pentru Centenar. Voi vorbi astăzi și în numele colegilor mei, alături de care organizăm Marșul Centenarului. Pornim, practic, ziua de 1 decembrie la Alba Iulia, zi care pentru noi este sfântă, cu acest Marș al Unirii care va începe din fața gării la ora 8 dimineața și va merge către cetate pe Bulevardul Republicii și pe Calea Moților. Pe cei care vin din alte orașe îi poftim să încerce să vină cu o oră sau cu jumătate de oră mai devreme în fața gării, pentru că traficul rutier va fi blocat, mașinile se vor lăsa în afara orașului sau la parcări de la marginea orașului și de aceea îi rugăm pe participanții care vin din afara municipiului Alba Iulia să vină un pic mai devreme ca să pornească împreună cu noi în Marșul Unirii. Este prima acțiune din programul oficial al zilei. Toată ziua va fi marcată de evenimente deosebite și noi vrem să ne facem intrarea în stilul caracteristic și într-un stil care ar trebui să definească orice român în cetate și să participăm cu drag la manifestările organizate în cinstea Zilei Naționale. În cinstea Zilei Naționale, pentru că s-au anunțat mai mult de către mass media și mai mult de către niște pagini de Facebook anonime proteste. Noi ne-am asumat organizarea acestui marș, avem experiență de a organiza astfel de manifestații, am organizat până acum sute de manifestații stradale și putem face diferența între un protest și o sărbătoare națională. Avem 364 de zile ca să protestăm și împotriva guvernului, și împotriva jandarmeriei, și împotriva oricărei instituții din cadrul statului român care nu funcționează cum trebuie. Dar 1 decembrie este vorba de altceva, e ziua noastră națională, e ziua când s-a definit România întreagă. Și de aceea mesajul nostru către mass media, care de multe ori este în goana după senzațional, după confruntări între diferitele tabere politice și diferitele interese, diferitele grupuri de interese de la noi din țară, este să nu încerce să escaladeze și să inventeze proteste unde acestea nu există. Noi, ca principal organizator și ca organizație care și-a asumat legal consecințele acestei manifestări, garantăm că totul se va desfășura în bună ordine și nu vom protesta împotriva nimănui. Și pe parcursul marșului nostru de la gară până la Cetatea Unirii, de asemenea, toate grupurile care ni se alătură ne-au asigurat de buna lor credință. Fie că e vorba de suporteri de fotbal, care au și ei dreptul legitim de a fi partea acestei sărbători, până la Asociația Diaspora Unită, condusă de Mario Mocan, care vine la sărbătoarea de la Alba Iulia cu steaguri din țările unde locuiesc români în diaspora, până la românii covăzneni care vin cu căruțele, sau la Ion Mărgineanu, unionistul de 77 de ani care vine pe jos de la Bălți către Alba Iulia. Cu toți avem un singur gând: să marcăm corespunzător ziua de 1 decembrie. Protestele de după 2 decembrie încolo sunt, după părerea mea personală, justificate, protestele împotriva jandarmeriei, dar repet, în oricare zi a anului e bine să existe o societate civilă activă, e bine să existe un spirit critic în rândul societății, dar prea și-au bătut odată joc autoritățile de acest an centenar, prea și-au bătut joc diferitele grupuri de interese care au vrut să stârnească zâzanie între români, prea și-au bătut joc guvernanții care
au făcut ce au vrut, dar nu mai am centenar, ne-au făcut din acest an 2018. Dar asta e sărbătoarea noastră, nu e a lor. 1 decembrie, ca în fiecare an, va fi marcat la Alba Iulia și organizația pe care o reprezint, asta are drept scop. Acum, ultimele detalii organizatorice ale acestei conferințe sunt după cum urmează. Marșul va avea 6 km. Va porni din fața gării, după cum am anunțat, unde vor veni toate grupurile care s-au pornit începând cu acum o lună către Alba Iulia. Ne referim la domnul Ion Mărgineanu, care v-am zis că a venit din Bălți. Vin români din nordul Bucovinei, din regiunea Cernăuți, la sărbătoare. Vin covăsnenii care sosesc cu căruțele. Deci toate grupurile se reunesc până la ora 8 dimineața în fața gării. Vom avea un steag cu care am și început anul centenarului pe 1 ianuarie, lung de 100 de metri și lat de 4,5 metri. Vom avea steaguri mari de fluturat de 4 metri, identice cu cele folosite la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia. Mă sună acum și se alătură primarii din județele din comunele județului Alba la manifestare. Uitasem să-i menționez domnul Daniel Gheorghe Rusu din primăria Spring, dacă poți coborâi tu, că probabil e jos. Și ceilalți primari de comune din cadrul Asociației Comunelor. Avem de partea noastră mulți români care vin din diaspora, după cum v-am zis, diaspora europeană, și vin și independent români din Londra, din Roma, din Milano, din Madrid, din Verona. Începem să-i așteptăm încă din această seară, sosesc aici. Avem 7.000 de cetățeni ai Republicii Moldova care vin din Basarabia la Alba Iulia să sărbătorească alături de noi centenarul Marii Uniri, și vom avea în cadrul manifestației minim 15.000 de participanți, dar eu cred că vor fi mai mulți. O să fie o sărbătoare națională cu adevărat. Vom avea drapele tricolore, vom avea cântece patriotice. Mergem acum să vorbim cu poliția și cu jandarmeria pentru a permite stația de amplificare prin care vom coordona marșul. Toate aceste manifestări sunt organizate de către noi, organizații unioniste, simpli unioniști, primari de comune, primari de municipii. Vor fi prezente în fața gării și 3 autocare care au la bord expoziții de fotografii, 3 autocare roșu, galben și albastru, care sunt contribuția primăriei Iași la această sărbătoare națională. Le-am avut tot anul cu noi și le-am trimis în toată țara să prezinte celor interesați expoziții despre Marea Unire și despre Primul Război Mondial. Autocarele sunt echipate cu și sunt personalizate cu 100 de simboluri importante pentru România noastră întreagă, deci doritorii le pot admira. Toată această caravană pornește în marș către cetate, unde vom lua parte la programul zilei de mai departe. Invităm toți cetățenii din municipiul Alba Iulia să se alăture marșului nostru, începând cu ora 8 dimineața. Cei veniți din alte locuri, suntem deja în contact cu ei și îi rugăm să vină un pic mai devreme.